Salutare tuturor! Bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal vorbit. Subiectul meu principal de astăzi o să fie Vlaovici, transferul lui la Juventus, dar înainte știrea momentului din Anglia. Mason Greenwood tânăra vedetă a Angliei și starului Manchester United a fost arestat duminică seara în urma acuzațiilor de viol și violență domestică la adresa prietenei sale. Acuzațiile au fost făcute chiar de aceasta, care a publicat mai multe imagini și o înregistrare, vid, o înregistrare audio pe contul său de Instagram. Înregistrarea arăta tentativa și demonstra tentativa de viol a lui Manson Greenwood, iar imaginile arătau bătută. Imaginile și înregistrarea sunt îngrozitoare și dacă te uiți cu atenție la acele imagini, o să ai impresia că uh, ea a fost bătută în repetate rânduri. La un moment dat este plină de sânge, e clar acelea sunt răni proaspete, dar vânătăile par a fi făcute și de cu ceva vreme în urmă nu sunt doar cele foarte proaspete. Eu cred că se încheie aici cariera acestui tânăr jucător promițător, un star, putea să devină un star, dar în lumea fotbalului occidental astfel de atitudini și mai ales în Anglia, astfel de atitudini sunt puțin tolerate. Englezii au să răspundă și unei culturi destul de viciate din punctul acesta de vedere și poate asta e uh, o discuție. Uh, nu este primul jucător aflat în această situație, da? E acolo uh, Menghi de la Concidatina City, care este și el la pușcărie. Ryan Giggs are probleme cu violența domestică și sunt acuzații grele împotriva sa. Acolo în Manchester a mai trăit și a jucat o bună bucată de vreme Adam Johnson închis pentru pedofilie. Da? Pentru pedofilie el a ieșit din pușcărie în anul 2019. Bun, Robinio sigur a jucat la Manchester City și uh, acum este uh, condamnat pentru viol în, uh, în Italia. E o cultură extrem de greșită acolo, dar atenție la modul în care procedează cluburile mari. În momentul în care aceste fapte se petrec, nimeni nu este salvat, scos de la pușcărie, ajutat, e băiatul nostru, a greșit și el și așa mai departe. Nu. Acuzațiile fiind atât de grave, lucrurile se încheie acolo. Manchester United l-a suspendat instantaneu fără a aștepta încheta poliției pe Mason Greenwood a spus că este suspendat din echipă. Acesta este modul de procedură corect în cazul în care un, o persoană publică de asemenea însemnătate lezează interesele societății. E un lucru pe care îl putem învăța și noi că sunt convins că și aici o să apară cazuri sau au cazuri de infracțiuni pe care nu le tratăm cum trebuie. Asta am vrut să zic despre acest subiect teribil de, de important, mai ales că acești tineri fotbaliști sunt exemplu pentru copii. Vlaovic, Dușan Vlaovic, se duce de la Fiorentina la Juventus după o analiză care a durat aproximativ șase luni de zile. Cel mai important transfer al acestei ierni. Dar ce vrea să demonstreze Juventus cu, aceast, cu acest transfer? Pentru că este un transfer atipic. De obicei, Juventus nu face transferurile mari în iarnă. Atunci pune niște petice. E o listă întreagă de fotbaliști care veneau în iarnă de-a lungul ultimilor ani și trebuiau să acopere niște zone din echipă urmând ca vara să se întâmple aceste transferuri importante. Și uh, mai e ceva, la adunarea acționarilor de la Juventus, care s-a petrecut în toamnă, s-au făcut acolo niște calcule destul de amănunțite, care arătau că în urma pandemiei și a crizelor de tot felul, echipa este cu o pierdere de 210 milioane de euro. Și atunci acționarii, mă rog, familia Nelly prin compania XOR care controlează grupul, au hotărât să facă o infuzie de capital în mai multe rate, o infuzie de capital care să acopere gaura aceasta dar să dea posibilitatea clubului să se dezvolte în continuare și au hotărât strângerea de la toți acționarii a sumei de 400 de milioane de euro. Acum, 210 milioane în mod evident acopereau pierderile, iar restul banilor erau pentru cheltuieli și transferuri. Să presupunea în toamnă că o sumă de mărime a celei plătite pentru Vlaovici, respectiv 75 de milioane de euro, este genul de sumă care ar fi trebuit dată pe mai mulți jucători, adică să pui mai multe plombe în echipă. În schimb, Juventus face cel mai mare transfer din tot fotbalul european în acest moment și multă lume se întreabă de ce. Un posibil răspuns este că ar fi o declarație a lui Juventus care să arate că, în ciuda faptului că nu suntem la vârf în momentul ăsta rămânem cea mai puternică echipă din Italia, singura care are posibilitatea să facă astfel de investiții. Vă știți bine că, de exemplu, de la Rivala Inter, pe o sumă asemănătoare a plecat Lukaku, nu s-a cumpărat nimic. Și ăsta poate să fie un motiv. Pe de altă parte, mai e și tinerețea lui Vlaovic și, într-un mediu îmbunătățit față de Fiorentina, să zicem că uh, suma asta ar putea să ajungă la 100-100 ceva de milioane în momentul în care jucătorul va pleca în Anglia, căci în care țară să mai plece, sau poate cândva la Real Madrid și Barcelona, dacă sumele astea vor mai fi vreodată posibile. Ăsta e calculul, e și un calcul financiar acolo. Doi la mână, uh, Fiorentina l-a vândut în momentul de vârf al calităților sale. Ei spuneau așa, ne-am fi dorit să-l vindem la vară, dar e clar că jucătorul, sau să prelungim cu el, dar e clar că jucătorul nu vrea și au existat probleme între anturajul lui Vlaovic și conducerea Fiorentinei. Și atunci au dat drumul în momentul ăsta când are 12 goluri înscrise în campionat și au zis, de decât să se accidenteze sau să mai piardă din ritm, mai bine îl dăm acum cu 75 de milioane de euro. Vlaovici este măsurat pe analizele de la Total Football Analysis ca fiind al treilea vârf ca valoare în acest moment, deci pe statistic vorbind, din campionatele, din campionatele europene, la calitatea sa de a fi, de a șuta la poartă, de a fi marcator, de a crea faze în care Vlaovic este chiar cel mai bun din campionatul italian în momentul acesta, de departe, arată pe graficele respective, uh, are mișcări, nu este un coechipier, el așteaptă mingea în, uh, în care au de cele mai multe ori. Uh, dar uh, nu este un coechiper remarcabil în jocul de echipă în schimb Total Football Analysis constată că mișcările lui din teren reușesc să creeze găuri în apărarea adversă și asta a fi una dintre contribuția sa, așadar un, uh, una dintre contribuțiile sale importante un vârf masiv, important, care poate crea spații la uh, Juventus și uh, care poate crește, uh, crește în timp. În schimb nu se apără sau la Fiorentina nu i s-a cerut să se apere. Cifrele sale ca uh, dintre toate vârfurile de atac uh, măsurate fiind uh, capacitatea măsurată fiind capacitatea defensivă sunt printre cele mai mici din seria. Deci ori nu i s-a cerut să vină în spate nici măcar pentru acțiunile de de pressing sau chestiuni de genul ăsta, dar în general nu nu se apără. Bun, pentru asta a plecat uh, uh, Kulusevski, s-ar putea să plece și Morata de acolo. Uh, foarte interesant, și aici o să închei așa cu această surpriză pentru mine, ca fan al lui Arsenal, <coughs> îmi cer scuze, uh, Juventus se gândește la Aubameyang. Există această posibilitate, au fost niște discuții, ele nu sunt foarte clare în momentul ăsta, dar există, la un moment dat a existat o gândire că Vlaovic, Obameyang și Dibala ar putea juca împreună acolo. Nu e singurul competitor pentru Obameyang. Știu că pare foarte ciudat pentru cei care se uită la campionatul Angliei. Obameyang este cerut și de Barcelona, adică și acolo există o discuție. Bun, în condițiile în care ar pleca Usman Dembele, asta se spune, sub formă de împrumut l-ar vrea Barcelona, Arsenal l-ar da și gratis cu condiția ca Barcelona să-i să plătească salariu. Foarte greu, are 350.000 de lire pe săptămână, deci 400.000 de euro pe, pe săptămână e un salariu pe care Barcelona nu și prea poate permite, dar ideea în sine fotbalistică și anume că sunt cluburi mari care îl vor pe Obamayang, Obama, pentru mine e chiar o surpriză în acest moment și nu ține de calitățile lui fotbalistice, ci de implicare avută la Arsenal. Mă opresc aici, vă spun spor la treabă, să ne auzim cu bine.